intensiva. Asta facem un cotlet de porc la cuptor copt în sare. Și o să avem nevoie de o formă de copt, cozonaci, hârtie de copt, o jumătate de kilogram de cotlet de porc, puțin rozmarin, 2-3 rămușoare și 1 kg de sare. O să tapetăm forma de copt cu hârtia. O să punem pe fundul tăvii o parte din sarea noastră. O să punem două bucățele de rozmarin. O să așezăm cotletul nostru și o să-l acoperim cu restul de sare și cu rozmarinul care a rămas. O să dăm la cuptor la 200 de grade, circa o oră și 20 de minute, depinde cum îl vrem. După ce s-a copt, îl scoatem și îl lăsăm să se răcească puțin. Apoi o să îndepărtăm sarea și îl putem servi cald cu orice fel de garnitură sau rece. Poate fi servit și a doua și a treia zi, păstrat la frigider. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Dragii mei, bine ați venit în bucătăria Cameliei. Astăzi o să facem salată de vinete cu garnitură de roșii și o să avem nevoie de o vânătă, puțină ceapă, ulei și sare. Vânăta noastră o să o punem pe aragaz, pe flacără, să se coacă și când este gata, o dăm deoparte și o curățăm cât este încă fierbinte. Tăiem cu un tocător de lemn cotița, încercăm să nu atingem vânăta cu fier sau inox, ca să nu se amărască. Lăsăm să se scurgă toată zeama din interior și să se răcească. Apoi, cu un tocător de plastic sau de lemn, tocăm foarte mărunt vânăta noastră. Astăzi facem rețeta cum se făcea odată. Tocată vânăta pe tocător cu ingredientele sunt simple, puține. După ce am tocat vânata, o să o punem într-un bol de sticlă. Adăugăm un praf de sare. Ceapa după gust, tăiată mărunt, mărunt. Și cam o cerșcuță mică de ulei. Amestecăm cu o lingură de plastic sau de lemn vânata cu ceapa și uleiul și sarea. Și poftă bună vă doresc! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare!
vizionare, că ați fost alături de mine, că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru like, vă pup dulce și vă urez o zi frumoasă tuturor. La revedere! Ce se cu Kime? Ce se cu Susan? Ce ce se cu Mac? Covrig cu brânză, cu Susan, cu Max și cu Kimen. Sărățele cu Susan, cu Kimen și cu Max. Și cu brânzică în interior. Sunt foarte bune, gustoase. Sper să vă placă pentru această rețetă. O să avem nevoie de 150 de grame de untură, 100 de grame de brânzică, eu aici am parmezan de oaie și puteți pune brânză de oaie, care este foarte bună, și orice fel de brânză sărată, brânză la burduf, telemea, ce aveți în casă, ce vă place. Și făină, cam 300 de grame de făină. Acestea ar fi ingredientele de bază. Un praf de sare. Apoi o să avem nevoie de Susan, care eu bag și în aluat și pe deasupra. De chimin. Fiecare pune în funcție de gustul fiecăruia. Și mac, semințe de mac. Și pentru uns pe deasupra o să avem nevoie de un ou. Un ou întreg, îl batem și apoi ungem. Așa. Acestea sunt ingredientele. Am să le dau așa aici, într-o parte. Așa, sare o punem aici. Aici le punem pe toate. Și făină. Într-un bol o să le unim. Și o să punem 2 ouă. O să punem un praf de sare. Acum sarea o puneți după gust. Dacă brânzica este sărată, adăugați mai puțin. Un praf de sare. O să punem brânza noastră. O să punem pe toată. O să adăugăm și untură. Aluatul este foarte simplu. Amestecăm. Și făina o adăugăm treptat. Amestecăm bine. Ia uitați, am amestecat. Și o să adăugăm făina treptat. Deci pentru cine a venit mai târziu, am pus 2 ouă, 150 de grame de untură, 100 de grame de parmezan, de oaie, puteți pune și cașcaval, și telemea de oaie, și brânză burduf, și brânză sărată de vacă, de care aveți în casă. Important este să fie sărată. Și adăugați sarea în momentul când gustați, depinde de brânzică. Dacă brânzica este foarte sărată, nu mai adăugați deloc sare. Așa. Am amestecat aici oul cu puțină sare, cu brânzica. A mea nu era sărată și am adăugat un praf și cu untura.
Acum o să adăugăm făină, o să adăugăm chimenul, susanul și macul și în interiorul aluatului. Eu am să împart aluatul în trei. Acum adăugăm făină, puțin câte puțin. Mai adăugăm puțină făină. Aici am 300 de grame de făină, să vedem cât intră. Amestecăm mai întâi puțin cu paleta și după aceea cu mâna. Așa. Acum amestecăm cu mânuța. Aluatul este moale, mai punem făină. Perioada aceasta am să vă arăt toate prăjiturile și rețetele pentru sărbători. Să vă arăt ce fel de prăjituri și rețete sărate fac eu pentru sărbători. În general, depinde de la an la an. Sunt foarte multe, nu le putem face pe toate în același an. Le facem anul acesta, facem un fel, anul viitor altfel, ca să schimbăm. Mai adăugăm făină. Aluatul este aproape gata. O să mai dau puțină, puțină. Cam așa este consistența. Încă puțină mai trebuie, puțină, puțină. Așa. Și apoi o să-l împărțim în trei. Și într-o parte o să adăugăm semințele de mac, într-o parte semințele de susam și în cealaltă chimeni. Acesta este aluatul. Acum eu am să-l împart în trei. Așa. Și într-o parte am să adaug câteva semințe de chimen și am să le pun așa cum aici, în interior. Și o să amestecăm. Eu pun și în interior și în exterior chimenul. Și susanul, și macul. Și amestecăm bine. Să distribuim peste în tot aluatul. Așa. Acum depinde cât de mult vă place chimenul în aluat. Puteți adăuga mai puțin sau mai mult. Așa. Aici am adăugat chimenul. În al doilea o să punem susan. Eu am să ating așa, ia uitați. Și am să bagă susan în interior. Am adăugat și susanul. Așa. Și în acesta am să pun macul. Tot la fel am să ating, ia uitați. Așa. O să mai pun puțin. Presurăm puțin în făină. Aici avem aluatul cu mac. Îl întindem.
Dăm prin făină și tăiem. Scoatem surplusul. Ia o formă care aici trebuie să apăs cu degetul. Scoatem surplusul, batem puțin și... și uitați cum iese. Așa. Și punem în tavă. Aici am o tavă cu hârtie de copt și o să punem așa unul lângă altul. Acum dăm prin făină, tăiem. Scoatem surplusul. Eu apăs că nu am, așa este forma mea. Aceste forme le găsiți la magazinele deci specializate în prăjituri. Ia uitați. Și punem în tavă. Și așa o să facem și cu aluatul cu susan și cu aluatul cu chimen. Acesta este aluatul cu mac. Acum o să ungem cu ou. Amestecăm. Și o să ungem cu ou, cu ou covrigeie. Așa, și după ce am uns cu ou, o să punem pe cei cu mag, o să punem semințe de mag deasupra. Cei cu susan, le punem semințe de susan. Uitați, așa. Și cei cu chimen, o să punem chimen peste. Apoi dăm la cuptor la 180 de grade, circa 5-6 minute. Controlăm. Acum îi dăm la cuptor la 180 de grade, circa 5-6 minute. Covrigeii sunt gata. Și o să-l întinde. Acum o să tăiem cu această rotiță zimțată fâșii. Și o să luăm surplusul. Eu le tai direct pe foaie de copt ca să nu se rupă. Se vede, se vede.
el trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Vera Mihaela! Așa, eu am tăiat fâșii și am să tai și am să las un loc liber ca să nu se lipească între ele. Tai fâșii mai mici, încet le iau. Mă ajut puțin cu cuțitașul. Aratul este foarte, foarte delicat. Ia uitați, așa or să iasă. Acestea sunt. Trebuie lăsat la odihnit. Am separat și aratul care este odihnit, cum arată. Imediat vi-l arăt. Eu mi-am pregătit înainte. Ieri am făcut... Ieri am făcut sărățele, am făcut o probă ca să vă arăt. Așa. Să scoatem imediat de aici. Și acum să tăiem capetele. Ca să le facem frumoase. Aici avem un ou. Și o să amestecăm ouțul cu un pensionaj și o să ungem pe deasupra. După ce am uns, o să punem chimen. Am început cu chimenul și punem pe fiecare câte puțin. Să se lipească. Și apoi îi dăm la cuptor la 180 de grade, 175, și acum depinde de cuptorul fiecăruia. Durează foarte puțin, circa 5 minute, 3 minute, 4, 5, nu durează mult. Se fac imediat. Ia uitați. Acestea sunt... Așa arată acelea cu chimen. Uite, sărățelele cum sunt.
Allora, sono forte fragile. Se le cercassi. Cioè, c'è questo assunto con me. Le do una coppia d'oro, se vogliamo trottare. Le pun direct. Non le faccio asciare. Le pun un po' ci le dava con d'oro. Ah, come se barra allora della Siara. Sciato da Siara. A c'è stato la Siara. Con Kimen, con Susan. Con... Io la mando da poco a Siara. Se non credo mai bene ad Oasi, sapete ora dove. A c'è stato la foto astăzi. Uitați, acesta cu mac și cu Susan care ne-a rămas. Iată, se vede diferența între unul și celălalt. Trebuie să stați la odihnit ca să se activeze glutenul. Acum o să întindem cu Susan sau cu mac, o să întindem o altă foaie. Să vă arăt diferența și între cel de aseară. Facem cel de aseară cu mac. Acesta este cel de astăzi. Așa, lăsăm aici. Am băgat și tava la cuptor. Așa. Acesta este ce ne-a rămas cu chimen. Ia uitați, de ieri și de astăzi. Și întindem. Să vă arăt diferența între aluatul, l-ați văzut. Cât de delicat este făcut imediat și aluatul care este lăsat la odihnit. Ne ocupăm cu, o să tăiem cu rotița noastră zimțată și o să începem să le facem tot așa lungi. Vedeți? Aluatul odihnit se ține. Eu le fac direct pe foaie ca să nu mi se întindă când le mut într-o parte în cealaltă. Acum, o să dăm cu ou bătut. Eu m-am mai uit la cuptor să nu se ardă. Amestecăm albușul cu galbenușul și ungem. Așa. Am uns cu ou. Să-mi pun aluatul. Acesta este cu chimen. Și acum. Aici avem chimenul, macul și susanul. Să-mi șterg bine mânuțele. Să nu mi se lipească de degete. Aici avem Susan și o să punem încet, încet Susan peste aluat aici la sărățele. Acestea sunt, le dăm deoparte. O să le punem pe următoarele. Rețeta este foarte simplă. Sper că v-a plăcut. Și poate o să o încercați. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ia uitați sărățele. Să vi le arăt. Acestea sunt cu mac. Ia uitați cum arată. Sunt foarte fragede. Ia uitați-le cu Susan. Sunt foarte, foarte fragede. Și cu chimen.
Sper să încercați rețeta și vă mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă sănătate, la revedere, o zi frumoasă tuturor și multă, multă sănătate! Paleuri. Ia uitați ce bine arată. Pot fi decorate cu ciocolată sau lăsate simple, pudrate cu puțin zahăr. Astăzi o să facem fursecuri. Fursecuri umplute și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie de 4 ouă. O să avem nevoie de 200 de grame de unt. Un praf de sare. Coajă de lămâie sau esență de vanilie. 20 de grame de amidon. 220 de grame de zahăr și 350 de grame de făină. Și o să începem cu zahărul și cu amidonul. Și o să punem zahărul cu amidonul aici în să-l mixăm. Coaja noastră de lămâie, după cum vedeți, eu borcanelul l-am terminat și o să punem din nou coaja de lămâie biologică cu zahăr pus în borcanel și semințime și când aveți nevoie, luați, o țineți la frigider și o să punem coaja noastră, așa. O să adăugăm și 4 ouă. Amestecăm. Amestecăm bine totul. Acum o să adăugăm și untul.
giuste dei grammi del Wundt da temperatura a camere. A me ste cammine. Să adăugăm și făină. O să adăugăm puțin câte puțin. Bine. Mai adăugăm puțină făină și amestecăm. Așa. Acum adăugăm și restul de făină. Înainte de a începe prepararea la fursecuri, am deschis cuptorul la 180 de grade. Să se încălzească. Uite, e aproape gata. Compoziția este moale. Puteți pune și cu un poș sau cu lingura. Compoziția este gata, vedeți? Este destul de moale. Așa. Și acum ori o punem într-un poș și punem cu poșul, sau dacă nu putem pune și cu lingura. Aici am o tavă. Am o tavă și să luăm cu lingurița și să punem din loc în loc. Până terminăm toată compoziția. Așa. Încercăm să le punem cât de cât egale. Aici, într-un păhăruț, am puțină apă și am să umezesc degetul și o să apăsăm așa, să le dăm o formă.
poi uso le unghie un po' crema, no? Și dacă dorim le putem și decora deasupra. Acum le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia! Așa. E un forfecuț. Așa, am tăiat, am pus toată compoziția pentru fursecuri. Am pus-o într-un poș. Acestea le-am făcut cu lingura, cu lingurița am pus. Și să vă arăt cum se fac și puse într-un poș. Și o să le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 10 minute, 10-12. Aici am puțină apă și cu degețelul o să apăsăm așa puțin peste. Așa. Le puteți face și mai mici și mai mari, depinde. Mărimea o decideți voi. Așa. Înainte de a prepara aluatul, compoziția, deschideți cuptorul și îl lăsați să se încălzească
la 180 de grade și fursecurile vor sta în cuptor circa 10 minute. Așa. Acum o să dăm la cuptor 10 minute și între timp o să facem crema. Ne uităm la ceas și în 10 minute. Și pentru cremă o să avem nevoie de... Pentru cremă o să avem nevoie de 300 de alune. O să mai avem nevoie de 200 de grame de ciocolată, 20 de grame de unt, 400 de grame de lapte condensat, ia să-l desfacem, este făcut de mine, eu îl țin la frigider, așa, și într-o oliță o să punem toate ingredientele, o să punem alunele. Puteți pune și nuci. Punem alunele. Punem și untul. Punem laptele condensat. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Este la fel ca cel cumpărat, nu este diferență, este foarte, foarte bun. Așa. Și o să punem și ciocolata. Așa, amestecăm mai întâi puțin și o să punem pe foc. Să o pun întreagă, că se topește. Așa. Acum am să dau pe foc, la foc potrivit. Și cât stau la cuptor, se face și crema. Așa. Aici avem prima tură de baleuri, de fursecuri. Ia uitați cum au venit. Deci în momentul când încep să se marunească pe margine, le scoateți că sunt gata. Așa arată. Aici am puțin cremă cu caise și am să le umplu pe acestea și celelalte care le facem o să le umplem cu alune și cu ciocolată. Și am să pun puțină. Ia uitați. Acestea sunt făcute cu lingurița. Am dat formă. Dar foarte bine se dă și cu poșul, mult mai bine. Așa. Umplutura o puneți cât doriți, cât vă place. Ia uitați. Și dacă dorim, le putem da un spriț așa deasupra cu ciocolată. Între timp, crema de alune se face, este pe foc. Să fim atenți la cuptor, ca să le scoatem pe cele pe care le-am băgat înainte. Așa. Între timp, o să ne facem coșulețul într-un triunghi de hârtie de copt. Capetele astea lungi o să le aducem la acest colț. Ia uitați, unul aici. Vedeți? Și celălalt întoarcem și îl aducem aici sus. Se vede? Așa. Ia să vedem și ciocolata dacă este gata.
Am lăsat-o aproape un minut. Și amestecăm să se topească toată. Să vă arăt și crema, că a început să fiarbă. Ia uitați cum arată. Ia uitați. A început să se topească și untul și ciocolata. Și o lăsăm să fiarbă până se îngroașă puțin. Așa, o punem din nou pe foc. Avem grijă și la cuptor, să vedem dacă s-au copt. Încă puțin. Așa, și între timp să topim bine ciocolata. Uitați ciocolata cum arată. Așa. Ia mai pun aici într-un... Să nu fie prea mare. Așa. Și acum ciocolata am topit-o. Și o să punem aici în poșul nostru. Cam mare. Așa. Am să-i tai vârful puțin, puțin, puțin. Cum au ieșit. Aleuri, fursecuri. Cum am spus, o să luăm puțin din compoziție și o să punem așa aici. Și dacă se întărește, atunci este gata. Dacă nu, o mai lăsăm pe foc. Am să o las aici deoparte. Mai verificăm la cuptor să vedem dacă sunt gata. Ia uitați paleurile. Acestea le-am umplut cu cremă de găise. Ia uitați-le. Încă mai fierbe. Crema cu alune, ciocolată, lapte condensat și unt. Atât am pus în ea. Deci am pus 400 de grame de lapte condensat, 300 de ciocolată, 50% cacao, 20 de grame de unt și 300 de grame de alune, alune prăjite măcinate. Puteți pune și alune sărate, măcinate sau dulci, depinde cum vă place.
la gustul. Puteți să încercați și cu acele salate să vedeți ce bune sunt. Numai să nu fie prea sărate. Așa, aceasta este crema. O lăsăm să se răcească. Între timp o să facem paleurile. Ia uitați cum s-a îngroșat. Ia uitați-le. E fierbinte. E fierbinte. E fierbinte. Să punem aici așa. Punem tava aici. În momentul când sunt maronii pe margine, sunt gata. Ele sunt moi. Sunt moi, moi, moi. Acum o să le punem pe o farfurie. O să le punem pe o farfurie. O să vedem dacă acestea s-au lipit. Și o să punem altele în cuptor. Așa. Ia uitați cum arată. Acestea le-am făcut mai mari, le-am pus cu poșul, acestea le-am făcut cu lingura. Acum depinde cât de mari le doriți. Le doriți mai mici, puneți mai puțină compoziție. Așa. Acum o să umplem... o să punem din nou și o să dăm la cuptor. Acum să pun puțin mai puțină compoziție. Așa. Oh, se lipește. Așa. Așa, și cu degetul, cu puțină apă, aici am puțină apă, o să le întindem puțin. Ia uitați așa. O să le facem, că ele oricum se mai întind. Așa. Acum am să le dau la cuptor, la 180 de grade, circa 10 minute. Vedeți cum s-a întărit crema? Așa, am să mai pun puțină ca să se întărească aici. Să se răcească, să vă arăt cum le umplem. Se răcească mai repede. Lăsăm puțin să se răcească. Să mai umplem una, încă sunt...
Салата на месте, кадра на месте. Маленько. Не отдать. Stringiamo bene. Cioccolata da sopra. Decorate con cioccolata, sono lasciate simili, potrate con puzzin zahar. Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vă prezint aceste bomboane. Bomboane îmbrăcate în ciocolată, umplute cu cremă de mentă și spirulina, cu cremă de lămâie și cremă de portocale sau de mandarine, îmbrăcate în ciocolată. Bune, gustoase, sper să vă placă rețeta. Să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de lapte condensat 450 de grame, 150 de grame de lapte praf, 90 de grame de unt și o să dăm gust la bomboane cu pasta de mandarine sau pasta de portocale și o să facem bomboane cu gust de portocale, cu pasta de lămâie și o să dăm gust de lămâie și cu vanilie, esență de vanilie. Și o să colorăm bomboanele cu spirulina. Și să vedem modul de preparare. Într-o oliță o să punem 150 de grame de lapte condensat cu 3 linguri de lapte praf, linguri pline cu vârf. Și o să adăugăm pasta de lămâie. Așa. Acum o să amestecăm. Am amestecat și acum o să adăugăm 30 de grame de unt. Și punem pe foc. Am pus pe foc și acum amestecăm până se topește untul. Untul e aproape gata topit. Amestecăm în continuare. Untul s-a topit și acum amestecăm. Vedeți că s-a îngroșat. Mai amestecăm puțin. Și
compoziția noastră este gata, vedeți că s-a îngroșat și vedeți că eu folosesc o oală teflonată care nu se lipește. Acum o să dăm de pe foc, închidem. Să pun toată compoziția aici într-un vas pe care eu l-am căptușit cu folie de plastic și o să lăsăm să se răcească. Așa. Și dăm deoparte. Închidem și apăsăm și lăsăm să se răcească. Acum pentru bomboanele cu portocale sau cu mandarine, o să punem 150 de grame de lapte condensat. Trei linguri de lapte praf cu vârf. Să adăugăm și pasta de portocale sau de mandarine. Amestecăm. Așa. Acum adăugăm și 30 de grame de unt. Și punem pe foc. Amestecăm până se topește untul. Untul s-a topit. Acum o să amestecăm până să avem o compoziție groasă. La foc mic, încet. Vedeți cum se îngroașă? Uitați. Este aproape gata. Este gata. Acum dăm de pe foc și o punem într-un vas tapetat cu folie de plastic. Acoperim și o să dăm la rece. Să lăsăm să se răcească. Acoperim așa. Și lăsăm să se răcească. Așa. Pentru bomboanele cu spirulină sau cu mentă, punem 150 de grame de lapte condensat. Acum putem pune spirulina cu esență de vanilie sau putem pune sirop de mentă. O să punem spirulina cu esență de vanilie. Putem adăuga și siropul de mentă. Amestecăm. Amestecăm bine. Acum adăugăm și 30 de grame de unt și punem pe foc. Pe foc, așteptăm să se topească untul. Untul se topește.
După ce omul pul s-a topit, să amestecăm până compoziția devine groasă. Apoi o dăm de pe foc. Untul s-a topit și acum amestecăm până compoziția devine groasă. Amestecăm, amestecăm până se îngroașă. Compoziția s-a îngroșat. Ia uitați. Acum o să dăm deoparte. Dăm deoparte, punem într-un vas cărtoșit cu folie de plastic. Acum închidem. Închidem așa și lăsăm să se răcească. S-au răcit. S-au răcit, le-am reținut și la frigider. Și sunt treci și o să mai avem nevoie de ciocolată. A mea este cu 50% cacao și de acum o să facem biluțe. Și o să luăm din fiecare câte puțin și o să punem în această formă. Am să iau așa câte puțin. Aceasta o să fie umplutura la bomboanele noastre, câte bucățică. Și o să umplem aici. Apoi o să dăm la congelator. Așa o să umplem bine. Aceasta este cu mandarine sau portocale, depinde ce puneți. Așa. Luăm și umplem. Umplem să intre peste tot, în toate, apăsăm bine. Ia uitați. Așa. Când o să fie congelată, o să iasă. Așa. Și apăsăm bine. Și umplem toate formele. Acum o să punem și cu mentă. O să luăm din cea cu mentă, mentă și spirulină și o să punem aici, așa, și umplem. Și la fel procedăm și cu cea de lămâie și o să umplem toată forma. Ia uitați. Punem și umplem. Aceasta o să fie umplutura la bomboanele noastre. O să le îmbrăcăm în ciocolată și o să avem umplutură de portocale sau mandarine, de lămâie, de mentă. Acum o să punem și cea cu lămâie. Ca să nu puteți pune cele cu inimioare cu mentă, cele cu steluțe cu portocale și cele pătrățele dreptunghiulare cu lămâie. Eu le-am pus amestecat ca să fie o surpriză, ca să fie o surpriză pentru cei care mănâncă. Așa. Am acoperit așa bine. Acum o să punem peste tot. Am acoperit tot, am umplut forma. După cum vedeți, eu le-am pus cu lămâie, cu mentă și cu portocale, cu mandarine. Acum dăm la congelator și după aceea o să preparăm ciocolata. Pentru cei care nu au forme, o să luăm câte o bucățică, o să facem biluțe. O să introducem câte o scobitoare și le așezăm.
Ia uitați. Facem câte două de fiecare. Așa. Și le așezăm așa aici. O să facem și vers. Punem o scobitoare și le așezăm. După aceea o să le dăm prin ciocolată. Deci pentru cei care nu au forme, acoperim și acum o să dăm totul la frigider. Aici o să acoperim cu folie alimentară. Acum am să tai ciocolata la bucățile. Am mărunțit ciocolata și am pus aici, am avut 120 de grame de ciocolată. Am pus 80 de grame de ciocolată în pahar pe care am să plătesc și cealaltă am să o dau către plat. Am topit ciocolata. Ciocolata s-a topit. Acum o să adăugăm din aceasta. Și amestecăm. Amestecăm puțin câte puțin pe tot. Așa. Și o lăsăm să se topească. O dăm deoparte. Le-am scos de la rece, de la frigider, de la congelator. Uitați, o să le introduc. Lăsăm să se scurgă surplusul. Și o așezăm aici. Și apoi le dăm la rece. Ciocolata am topit-o, acum să scoatem din congelator. Uitați. O să scoatem formele și o să le punem pe hârtoaie, una lângă cealaltă. Și acum o să le dăm prin ciocolată. Acum am să iau una și am să o pun în ciocolată, în vârt și o scot. Acoperim peste tot. Și așezăm aici. O luăm pe cealaltă. O punem.
sur plus, sur jos. Și o așezăm. Și așa o să procedăm cu toate. Așa, o altă pasteluță. O dăm prin ciocolată. Învârtim bine aici, o scoatem, o punem pe furculiță ca să eliminăm surplusul. Așa. Și apoi o așezăm pe... Uitați, o așezăm aici. Aici sunt acele care noi le-am pus cu scobitoare. O să scoatem scobitoare. Ia uitați. Așa. Ia uitați. Scoatem scobitoare. Bombonele. Hai să tăiem să vă arăt cum sunt. Mai tăiem una. Cu lămâie. Bomboane, bolinile sunt gata. O să le punem în forme de tortie. Bomboane îmbrăcate în ciocolată cu cremă de mentă și spirulină, de lămâie și de portocale sau mandarine. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, o zi frumoasă tuturor! Pupici! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă prezint aceste bomboane cu mentă și spirulină, cu portocale, cu lămâie umplute și îmbrăcate în ciocolată. Bomboane. Bomboane umplute cu cremă de mentă, cu cremă de lămâie și cu cremă de portocale. Cremă de mentă și spirulină, cu portocale, cu lămâie.